Aceasta am dorit să chemăm prezența Domnului. Noi suntem oameni, noi suntem slabi, noi nu avem nicio putere. Însă știu că El are toată puterea în cer și pământ. Știu singur lucru, dragii mei, că doar în prezența Lui s-au făcut adevărate. În prezența Lui oamenii au fost vindecați. În prezența Lui morți au înviat. Amen. În prezența Lui orbii au căpătat vederea. Amen. Și ceea ce poate schimba viața ta, ceea ce poate schimba viața mea și inima mea, este doar prezența Lui Dumnezeu. Este doar Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. De aceea nu ne dorim nimic altceva, ci ne dorim prezența Lui Dumnezeu. Amen. Pentru că știu că doar prezența Lui poate schimba, poate transforma, poate aduce viață în seara aceasta. De aceea vrem să-L chemăm din toată inima, ca Duhul Sfânt să fie la lucru în acest moment. Că Duhul Sfânt să atingă orice inimă. Prezența Lui să atingă orice suflet din lucrul acesta. Să putem pleca oameni schimbați, oameni eliberați și oameni binecuvântați de Dumnezeu. De aceea vă invit să ne rugăm cu toții ca Dumnezeu să-și facă lucrurile. Doamne, mulțumim, Tată de Cerat, lăudăm prezența Ta, gloria Ta, Doamne. Te rog, Tată din Cerul, binecuvintează, Doamne. Doamne, lasă cuvântul Tău peste ea. Aleluia! Slavă Ție, Doamne Iisus! Gloria să Te împodobească! Vă rog să dați share la acest video. Urmează predica fratelui Florin Ichim. Pace, Aron, Domnul să te binecuvinteze, Aron. Autoritate, în numele Tău cel mare, în numele Tău cel mare.
ce avem Sfânta Scriptură, am dorit să citim cuvântul care s-a citit și mai dinainte, Psalmul 119 cu versetul 1. Având în vedere că este o seară de tineret și nu numai, cred că este un cuvânt care mi se potrivește. Aleluia! Și vine ca o întrebare. Cum își va ține tânărul curată care are? Și răspunsul este acesta. Îndreptându-se după cuvântul tău. Dumnezeu să ne binecuvânteze, vă rog să ne reașezați. Mă bucur de ziua Domnului Mare. Dumnezeu în dragoste vă binecuvântați să ajungem. Mulțumim Domnului pentru fiecare suflet din locul acesta, pentru fiecare tânăr care ați venit în locul acesta, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Dumnezeu să lucreze în viața voastră. Amin, Doamne. Să puteți să-L cunoașteți pe Domnul. Amin. Spunea David un cuvânt atât de frumos, zicea, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Că lui viață și lui tinerețe mai frumoasă decât să o trăiești la picioarele Domnului Iisus Hristos. Că Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, să ne dea putere și biruință. Amin. Dacă trăim, să trăim pentru Domnul. Și dacă murim, să murim pentru Domnul. Că Dumnezeu să ne ajute să ne dea putere și biruință. Mă bucur din toată inima să vă slujesc în această seară și mă rog ca binecuvântarea Lui să fie peste noi toți în seară. Amin. Mă bucur din toată inima să revăd frații din Biserica Emanuel. Mă bucur din tot sufletul. Și mă rog ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi toți. Amin. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi. Și Dumnezeu să lucreze, Dumnezeu să dea putere și biruință. Amin. Ca lucrarea din locul acesta să fie o lucrare vie și adevărată. Amin. Care să le națe și să-L glorifice pe Dumnezeu. Amin. Și amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze la locul acesta. Am dorit în primul rând, dragii mei, să înțelegem că casa lui Dumnezeu nu e o casă de vedete. Amin. Așa că vă îndemn din toată inima, cu toată dragostea, nu vă luptați să ajungeți vedete. Amin. Casa lui Dumnezeu este o casă de rugăciune. Învățați în viața asta să fiți oameni ai rugăciunii. Amin. Că oamenii puternici, oamenii mari, oamenii tari lui Dumnezeu, au fost oameni ai rugăciunii. Iisus era omul rugăciune. Spune Biblia că nopțile le petrecea pe Facebook. Așa spune pe TikTok. Deci nopțile le petrecea în rugăciune. Dacă vrei să fii un om puternic al lui Dumnezeu, dacă vrei să fii un tânăr plin de Duhul Sfânt, luptă-te să petreci nopțile în rugăciune, în prezența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu te va umple de Duhul Sfânt. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, să ne dea putere și biruință în privința aceasta. Amin. Mă uitam la cuvântul acesta care s-a citit și spune, cum își va ține tânărul curată cărare, îndreptându-se după cuvântul tău. Și vreau să spun, dragii mei, că lucrul care ne poate ajuta în viața asta, să ne păstrăm curați înaintea lui Dumnezeu, să ne păstrăm curați pentru cer, pentru împărăția lui Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul. Ascultați-mă, dragii mei, cea mai mare biruință într-o lume ca aceasta nu e să faci nu știu ce casă. Cea mai mare biruință, cea mai mare realizare în viața asta nu este să ai nu știu ce mașină. Nu asta e biruința cea mai mare. Nu asta e realizarea cea mai mare. Cea mai mare realizare sau biruință în viața asta nu înseamnă să ajungi cunoscut de toți oameni. Să fii apreciat de toți oameni. Să ai cele mai multe vizualizări, să ai cele mai multe like-uri din partea oamenilor. Nu asta e cea mai mare realizare. Realizare și biruință în lumea asta nu e să ajungi multimiliardar, să ajungi în top, cel mai bogat dintre oameni. Nu asta e realizare. Realizarea în viață nu e să ajungi nu știu ce director, nu știu ce doctor, nu știu ce profesor, nu știu ce teolog, măcar că oamenii în lumea în care noi trăim, pentru oameni, asta e realizarea Domnului.
Realizarea e să fii vedetă, realizarea e să ai bani, realizarea e să, să ai nu știu ce mașină, să ai nu știu ce casă, să fii cineva, să fii ceva. Pentru oameni, asta e realizarea. Dar ascultați-mă, dragii mei, din punctul de vedere al Cuvântului lui Dumnezeu și Duhul Sfânt mi-a spus lucrurile astea într-o zi. Cea mai mare realizare într-o lume ca aceasta și într-o țară ca aceasta, în Anglia, știi care e? Să te păstrezi curând. Să te păstrezi curând. Locuiam ceva ani în urmă aici în Anglia. Și Duhul Sfânt îmi spunea venind de la biserică, eram tristă și în inimă. Și Duhul Sfânt îmi zic, Florine, știi care e cea mai mare realizare într-o țară ca aceasta? Să te păstrezi curând. Toate făgăduințele, toate promisiunile ale lui Dumnezeu. Sunt pentru oamenii care se păstrează curați înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu în lăudat să fie. Și singurul lucru care te poate ajuta în viața asta și în lumea asta, este ca să te păstrezi curat, este Cuvântul. Și asta e cea mai mare biruință, dragii mei. Într-o lume necurată, într-o lume plină de păcate, într-o lume plină de întuneric, să te păstrezi curat, asta e cea mai mare biruință. Într-o lume plină de întuneric, să rămâi lumină, asta e biruință. Într-o lume plină de răutate, să rămâi un om plin de bunătate. Într-o lume plină de ură și de dușmănie, să rămâi un om al dragostei. Să rămâi un om al păcii. Asta înseamnă realizare, dragii mei. Într-o lume plină de păcat și de nelegiuire, să te păstrezi curat înainte lui Dumnezeu. Într-o lume plină de fățărnicie, să rămâi un om sincer. Asta e biruință. Să fii sincer, să fii transparent. Cum spunea David odinioară, zis, Doamne, cercetează-mi, că ceea ce iese din gura mea, iese și în inima mea. Asta înseamnă sinceritate. Asta înseamnă să fii sincer, să fii curat, să fii transparent. Atâția frați care spun astăzi că te iubesc, inima lor e altceva. Dumnezeu să ne cerceteze, Dumnezeu să ne dea putere și biruință, dragii mei, să putem înțelege că singurul lucru care te poate ajuta, singurul lucru care îți poate da putere și ajutor în lumea asta, să te păstrezi curat, este Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu are putere să-ți schimbe viața. Aleluia. Cuvântul lui Dumnezeu nu se poate fără cuvântul acesta. Spunea la un moment dat, David punea întrebare și a zis, Doamne, cine va locui în cortul tău? Cine va locui pe muntele tău cea sfânt? Era o întrebare. Și vine răspunsul Domnului prin Duhul Domnului și spune așa, cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Aceștia sunt oamenii care vor moșteni cerul, care vor moșteni împărăția, dragii mei. În cer nu ajungem că suntem penticostari, că suntem baptiști sau ortodoxi sau catolici sau mai știu ce. În împărăția lui Dumnezeu ajung toți oamenii care fac voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu găsim aici. Voia lui Dumnezeu găsim aici, dragii mei. În cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute într-o vreme ca aceasta. Amin. Să ne ajute Dumnezeu să ne dea putere să prețuim Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Să pună Dumnezeu din cerul în inima fiecăruia dintre noi o dragoste fierbinte pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Lăudat să fie Domnul. Lăudat să fie Domnul. Amin. Să putem să iubim Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu. Așa este. Cuvântul lui Dumnezeu te poate ajuta să te păstrezi curat. Slăvit să fie Dumnezeu. Pentru că ascultați-mă, dragii mei, cea mai mare luptă pe care tot diavolul cu toți oamenii știți care e? Să te țină departe de cuvânt. Asta e lupta cea mai mare pe care o dă diavolul. Să te țină departe de cuvânt. De ce? Pentru că el știe puterea cuvântului. El știe că cuvântul lui Dumnezeu este Duh și viață. El știe că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Că în el sunt ascunse toate comorile. Lăudați să fie Domnul! Amin! Uitați-vă, dragii mei, și fiecare dintre noi avem experiența asta. Diavolul se luptă cu toată puterea să stai departe de cuvânt.
De ce? Că cuvântul are putere să schimbe viața, să schimbe caracterul, să schimbe vorbirea, să te transformă. Cuvântul lui Dumnezeu este acela care produce nașterea din nou în viața noastră. Cuvântul lui Dumnezeu te schimbă. Cuvântul lui Dumnezeu te sfințește, te curățește. Cuvântul lui Dumnezeu te desăvârșește. Cuvântul lui Dumnezeu stă înțelepciune, stă pricepere. Slăvit să fie Domnul, onorat să fie Domnul. Când stai la cuvânt, când stai la izvor, când te adăpți din cuvântul lui Dumnezeu, devii mai înțelept decât cel cu două facultăți. Slăvit să fie Domnul, onorat să fie Dumnezeu și Dumnezeu să ne dea putere și biruință. Asta e lupta pe care o dă diavolul. Să te țină departe de cuvânt. N-ați observat lucrul ăsta? N-are nicio treabă cu tine când stai pe internet. Poți să stai cu ore. Poți să stai până dimineață. Niciun deranj. Nici nu te ia somn. Stai bine mers. Dacă stai la televizor, dacă stai la telenovele, n-ai nicio treabă. Diavolul n-are nicio treabă cu tine. Dacă te uiți la un meci de fotbal, n-are nicio treabă diavolul cu tine. Tu să strici gol, gol, până rămâi gol de atunci. N-are treabă cu tine. Dar cum te duci la Scriptură, Domnul? Nu citești un capitol, nu ajungi la al doilea capitol, că deja îți vine să dormi. Se luptă diavolul cu toată puterea, dragii mei. Se luptă diavolul cu toată armata. Să ne țină departe de cuvântul lui Dumnezeu. Că aici e puterea lui Dumnezeu. Și ceea ce poate birui pe diavolul este cuvântul lui Dumnezeu. Când în tine este cuvântul lui Dumnezeu, tu devii un om biruitor. Tu devii un om biruitor. De aceea mă rog Dumnezeu să ne ajute să ne dea putere și biruință. Să ne putem lupta să stăm aproape de cuvântul lui Dumnezeu. Să putem înțelege că diavolul se luptă cu toată puterea să ne țină departe de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că știe că aici e sursa vieții. Eu sunt calea, adevărul și viața. Lăudat să fie Domnul. Lăudat să fie Domnul. De aceea am dorit ca Dumnezeu să ne dea putere și biruință. Să înțelegem planul vrășmașului. Și să stăm aproape de cuvântul lui Dumnezeu. N-ați văzut lucrul acesta. Ați observat fiecare dintre. Fiecare dintre noi avem această experiență. N-are treabă cu tine. Dar când te duci la cuvânt, nu te lasă în pace. De ce? Pentru că aici e puterea lui Dumnezeu. E cuvântul care te schimbă, care te transformă. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, să ne dea putere și biruință, dragii mei. Am vrea să înțelegem că fiecare suntem chemați să avem o relație personală cu Dumnezeu. Să putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu personal. Nu doar din auzit. Și ca să-L cunoști personal pe Dumnezeu, trebuie să stai la cuvânt. Când ai relație cu cuvântul, ai relație cu Dumnezeu. Când cunoști cuvântul, îl cunoști pe Dumnezeu. Că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul. Slavă Lui. Relație cu Dumnezeu înseamnă relație cu cuvântul. Oamenii care n-au relație cu Biblia, oamenii care n-au relație cu cuvântul lui Dumnezeu, relație cu Dumnezeu nostru. Așa este. Mi-aduc aminte de un cuvânt care l-am auzit ani în urmă. Care îl spunea un frate binecuvântat, o zis așa. O zis, cine zice că iubește pe Dumnezeu și nu iubește Scriptura, e un mincinos. Aleluia. Că Dumnezeu îl găsim aici. Că Dumnezeu îl cunoaștem aici. Și când noi citim cuvântul lui Dumnezeu, noi îl cunoaștem pe Dumnezeu. Stăm de vorbă cu Dumnezeu aici. Aleluia. Dumnezeu să ne ajute să ne dea puterea și biruință. Amin. Să putem înțelege că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Amin. În voia lui, oamenii care trăiesc după cuvântul lui, sunt oamenii care vor moșteni cerul și împărăția. Oamenii care nu trăiesc după cuvântul lui Dumnezeu, oamenii care nu umblă în voia lui Dumnezeu, nu vor ajunge în cer. Nu vor ajunge în împărăție. Poți să vii la biserică, poți să cânti, poți să te rogi, poți să predici, dar câte vreme nu trăim aici în voia lui Dumnezeu, nu putem ajunge. Nu putem ajunge. Asta e singura cale care duce în împărăția lui Dumnezeu. Și calea o cunoaștem aici.
în cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute să ne dea putere și biruință. Amin. Știți, se cânta mai devreme despre cetatea Ninive. Știți de ce s-a plângut cetatea Ninive? Pentru că a crezut în cuvântul Domnului. Când Ionul s-a dus în cetate și a vestit cuvântul Domnului și a zis încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită. Și știți ce spune acolo interesant? Ninive a crezut cuvântul lui Dumnezeu și toți s-au pocuit de la împărat până la cel mai. De ce? Pentru că au crezut în cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați-mă, dragii mei, dacă ne punem astăzi întrebarea de ce oamenii nu se mai pocăiesc, dacă ne punem astăzi întrebarea de ce pocăiții nu se mai pocăiesc, știți de ce? Nu mai credem în Evanghelie. Nu mai credem în cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii care cred în cuvântul lui Dumnezeu, oamenii se pocăiesc. Oamenii care cred pe Dumnezeu pe cuvânt, oamenii se întorc la Dumnezeu. Ninive s-a pocăit de la mare până la mic, pentru că au crezut în cuvântul lui Dumnezeu. Din pricina asta, pocăiții astăzi nu se mai pocăiesc. Oamenii nu se pocăiesc câtă vreme nu credem aici în Evanghelie. Când crezi în cuvântul lui Dumnezeu, când asculți de cuvântul lui Dumnezeu, ai viață. Lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Dumnezeu și Dumnezeu să ne dea putere și biruință. Că spune, dacă nu greșesc în Evanghelia lui Matul, zice așa, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și ascultați-mă, astea două lucruri sunt împreună, sunt legate, nu le poți despărți una de altă. Credeți lucrul acesta? De surori sunt legate, n-ai, și fii atent. Cine se pocăiește, se pocăiește că crede în Evanghelie. Iar cine crede în Evanghelie, se pocăiește, n-ai cum să scapi. Deci pocăința și credința sunt legate. O zis, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Că cei ce cred în Evanghelie se pocăiesc. Și ce se pocăiesc, se pocăiesc pentru că cred în Evanghelie și nu le poți despărți. De aceea mă rog Dumnezeu să ne ajute. Să ne dea putere și durință să putem crede în Evanghelia aceasta. Să putem crede în Cuvântul lui Dumnezeu. Să putem asculta de Cuvântul lui Dumnezeu. Să putem împlini Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Și Dumnezeu să ne ajute să ne dea putere și biruință. Amin. Că altfel totul e degeaba, dragii. Dacă ne aducem aminte de omul acela bogat și ce-o zis la un moment dat când a ajuns acolo închin și durere. El a crezut, dar a crezut prea târziu. E mai bine să crezi acum decât să crezi atunci. Există un acum și există un atunci, dragii mei. Am ajuns la concluzia că într-o zi toți oamenii vor crede, toți oamenii se vor pocăi, toți oamenii se vor întoarce la Dumnezeu, toți oamenii se vor ruga. Dar știți ce face diferența? Acum sau atunci? Când vrei să te pocăiești? Acum sau atunci? Dar atunci e prea târziu. Când vrei să plângi? Înaintea Domnului. Acum sau atunci. Dar atunci e prea târziu. Atunci e prea târziu. Când vrei să-ți mărturisești păcatul? Acum sau atunci. Există un acum și există un atunci. Aleluia. Atunci e prea târziu, dragi. Și ce-o zis omul acesta? O zis, trimite pe cineva din morți. Că dacă vine cineva din morți, se vor pocăi, că mai am nu știu câți frați. Și știi ce spune Domnul înapoi? O zis, au pe Moise și pe proroci. Să asculte de cine? De ei. Că dacă nu ascultă de ei, știi ce-o zis? Cu niciun chip, nu se vor pocăi. Ascultați-mă, dragii mei, poate să vină un înger în seara asta să ne predice Evanghelia. Poate să învieze cineva din morți și să vină să predice Evanghelia în locul acesta. Dacă noi nu mai credem în Cuvântul lui Dumnezeu, dacă noi nu mai credem în Biblie, e degeaba. Viața ta și viața mea se schimbă, știți când? Când eu cred pe Dumnezeu pe cuvânt, când eu cred în această Evanghelie și dau crezare lui Dumnezeu, viața mea se schimbă, viața mea se transformă și de la minciună, adevăr, de la ură, la dragoste, de la mânie, la blândețe, de la păcat, la sfințenie, pentru că noi credem în Cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia! Și Cuvântul schimbă, Cuvântul transformă, Cuvântul eliberează, Cuvântul sfințește și curățește viața ta. Când tu crezi în Cuvântul lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul. Onorați să fie Dumnezeu și Dumnezeu. Să ne dea putere și biruință. Trăim vremuri atât de grele, dragii mei.
Trăim vremuri atât de grele încât oamenii nu mai cred. Nu mai credem în Biblie, nu mai credem în adevărul lui Dumnezeu, dragii mei. Am ajuns într-o vreme atât de grea încât credem în minciunile diavolului decât adevărul lui Dumnezeu. Credeți lucrul acesta? Oamenii cred mai degrabă minciuna diavolului decât adevărul lui Dumnezeu. Eva, când era în grădina Edenului, știți ce-a crezut mai mult? Minciuna diavolului decât adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu zise, nu mâncați. În ziua când veți mânca, veți muri negreșit. Diavolul a spus invers. A zis, nu-i problemă, puteți să mâncați. O să fie bine de fost. Și numai bine nu a fost. Că trăim într-o vreme și într-o lume în care credem mai degrabă minciunile diavolului decât adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu spune că există un iad. Aleluia. Toți oamenii care nu se împacă cu Dumnezeu, toți oamenii care nu se întorc la Dumnezeu, toți oamenii care nu se mărturisesc la Dumnezeu, într-o zi se vor duce în iad, unde focul nu se stinge, unde fierbele nu moare. Acolo unde e durere, acolo unde e întuneric, acolo unde e suferință, dragii mei, acolo nu e bucurie, acolo e tulburare, acolo nu e bucurie, acolo e durere și suferință. Și zice, am ajuns să credem noi, mă credem mai degrabă minciuna diavolului. Că știi ce zice diavolul? Nu există așa ceva. Viața nu e decât până la groapă. Trăiește-ți viața. Fă ce vrei, bucură-te de tinereția ta. Și am ajuns mai degrabă să credem minciunile diavolului decât adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să credem. Amin. Dumnezeu să ne ajute să fim oameni ai credinței. Atunci când crezi în cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul are puterea să te schimbă și să te mântuiască. Știi ce spune Apostolul Pavel? O zis, Evanghelia aceasta, spune în Roman, capitolul 1, versetul 8, zice mie, nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu care să mântuiască. Dar când crezi, ea este puterea lui Dumnezeu. Pentru oricine crede. Când tu crezi în Evanghelie, când tu crezi în cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul are putere să te mântuiască, să te sfințească, să te curățească. Totul se rezumă la cuvânt, dragii mei. Avem astăzi o grămadă de frați, o grămadă de pocăiți, o grămadă de credincioși care n-au legătură cu Biblia. Oameni care trăiesc doar din predici, oameni care trăiesc doar de pe YouTube, dar nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, dar o relație personală cu Dumnezeu. Avem atâția pocăiți, atâția creștini care sunt purtați de alții și duși de mână. Noi suntem chemați să umblăm pe picioarele noastre, să avem o relație personală cu Dumnezeu și să putem cunoaște calea, adevărul și viața. Lăudat să fie Domnul. Și Dumnezeu să ne ajute să ne dea putere și biruință în privința. În Ioan, capitolul 5, versetul 39, spune, cercetați telefon. Toată ziua îl cercetăm. Nu-i mai dăm de cap. Cum ne trezim dimineața prima dată la telefon? Zice, cercetați Scripturile, socotind că în ele aveți viața veșnică. Glorie Domnului! Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. E vremea și timpul pentru noi ca și tineri. Dacă doriți să fiți oameni al lui Dumnezeu, oameni plini de putere și Duhul Sfânt, e vremea cercetării. E vremea când trebuie să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu. Că cuvântul lui Dumnezeu îți dă viață. Cuvântul lui Dumnezeu te schimbă și te transformă. Cercetați Scripturile, spune. Socotind că în ele aveți viață veșnică. Dumnezeu să ne ajute să ne dea putere și biruință. Amin. Să putem să fim oameni care se cunoaște cuvântul. Să putem înțelege că cuvântul lui Dumnezeu are puterea să schimbe viața. Vreau să-ți vorbesc în seara asta despre lucrul care mie mi-a schimbat viața. Și singurul lucru care mi-a schimbat viața e cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia! Cuvântul lui Dumnezeu mi-a schimbat viața. Cuvântul lui Dumnezeu mi-a schimbat caracterul, mi-a schimbat vorbirea, mi-a schimbat gândirea. Cuvântul lui Dumnezeu te face o făptură nouă. Aleluia. Dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă. Hristos e cuvântul. Cuvântul e Hristos. Și dacă e cineva în cuvânt, dacă e cineva în Hristos, e o făptură nouă. Cuvântul îți schimbă viața. Dar pentru asta trebuie să iubești cuvântul. Trebuie să cercetezi cuvântul de Dumnezeu. Nopțile ne petreceam pe cuvânt, dragi. Când toți dormeau în casă, mă ascundeam în bucătărie
Și dimineața când ieșea soarele, eu eram acolo. Dormeam pe Biblie și mă trezeam pe Biblie. Și cuvântul Domnului mi-a schimbat viața. Cuvântul lui Dumnezeu e puterea lui Dumnezeu, dragi. Aleluia. De multe ori soția și mama se luptau să-mi ia Biblia, îmi stingeau becul, că nu dormeam în loc. Și stăteam acolo, pe cuvântul Domnului. Și cuvântul lui Dumnezeu mi-a schimbat viața, mi-a schimbat caracterul, mi-a schimbat totul în viața mea. Glorie ție. Mai mult de atât, nu știam de unde vine puterea aceasta. Nu știam de unde. Eram nou pe cale, întors de curând la Dumnezeu. Nu știam de unde vine puterea asta. Am ajuns la un moment dat cu un pot de 3 zile necurmat să mi se pară floare la urechi. Ajungeam în a treia zi de post necurmat și ziceam, mai stau 2 zile că nu simt nimic. Nu știam de unde vine putere. Puteai să mă lovești, puteai să-mi dai palme, puteai să mă scurt. N-aveam nicio reacție înapoi. Nu știam de unde vine puterea asta, care-i sursa puterii. Nu știam de unde vine. Să ai atâta putere, atâta răbdare, atâta blândețe. Am avut ocazia când cineva mi-a dat o palmă și m-a scumpat și n-am avut nicio reacție. Și mai târziu am realizat de unde vine toată puterea, că ea vine din Evanghelia lui Hristos. Aleluia! Că ea vine din Cuvântul lui Dumnezeu. Că Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Cuvântul lui Dumnezeu te schimbă, te transformă. Îl simțește, Tată, prin Cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. Și când Cuvântul e în inima ta, Cuvântul lucrează. Cuvântul te modelează, te prelucrează, te simțește, te curățește. Cuvântul tău e toate legăturile. Cuvântul te eliminează de toate turmele. Și Cuvântul produce schimbare. Cuvântul produce transformare în viața. Aleluia, Doamne. Pentru că Cuvântul acesta, dragii mei, este viu. El e lucrător. Nu e o carte. Simplă, dragii mei. Cum credem cei mai mulți dintre noi. Biblia nu e o revistă. Biblia nu e un roman. Biblia e Cuvântul lui Dumnezeu care e viu și lucrător. În El nu-i schimbare, nici umbră de mutare. El este același. Lăudați-mi, Doamne, lăudați-mi, Doamne. Are putere să lucrezi în viața ta și în viața mea. O zi, sfințește, Tată, prin Cuvântul tău. Și înțelegem că atunci când Cuvântul este în viața noastră, Cuvântul are puterea să sfințească. Cuvântul are puterea să te curățească. Cuvântul are puterea să te facă un om după inima lui. Când vine Cuvântul și când lași Cuvântul să lucreze în inima ta, Cuvântul te eliberează de ură și tot ce vine dragoste lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu are puterea să te elibereze de mânie, de iuțime și să vină blândețea lui Dumnezeu în viața ta. Pentru că ascultă-mă, dragul meu, Cuvântul lui Dumnezeu este tratamentul lui Dumnezeu pentru sufletul tău, pentru inima ta, pentru viața ta. Cuvântul lui Dumnezeu este tratamentul care schimbă viața. Cuvântul lui Dumnezeu este tratamentul care schimbă caracterul. Lăudați-mi, Domn! Aleluia! Ce n-am putut să facă pușcările pentru unii, ce n-am putut să facă instituțiile pentru alții, au făcut Cuvântul lui Dumnezeu și din cei mai răi oameni, Dumnezeu a făcut niște oameni plini de dragoste. Cuvântul lui Dumnezeu te schimbă. Slavă Dumnezeu tău, Doamne! Când tu pui preț pe Cuvântul lui Dumnezeu, când tu ai o relație personală cu Cuvântul lui Dumnezeu și stai la Iisus. Am realizat de ce bisericile noastre astăzi sunt atâția oameni care sunt nu schimbați, nu sunt transformați. E pocăit de 15 ani, de 10 ani, de 20 de ani și același om. Și știi de ce? Că n-are relație cu Biblia. N-are relație cu Cuvântul lui Dumnezeu. Că Cuvântul lui Dumnezeu te schimbă, te transformă și face din tine un om al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne dea putere și biruință. Dacă ne uităm la Timotei, se vorbea de Timotei. De ce Timotei era o pildă? De ce Timotei, un tânăr plin de putere și de Duhul Sfânt, cu care Dumnezeu lucra? Știți de ce? Dacă citim acolo, în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 15, știi ce spune? Zice, cunoști Scripturile din pruncie. În Timotei era Cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia! O zis, cunosc Sfintele Scripturi din pruncie.
Și cuvântul lui Dumnezeu a făcut din Timotei o pildă vrednică de urmat, lăudat să fie. Cuvântul a făcut o pildă vrednică din Pavel, dragii mei. Cuvântul a fost acela care a lucrat în dreptul fiecăruia. Dacă vrei să fii o pildă, dacă vrei să fii un exemplu, lasă cuvântul lui Dumnezeu să lucreze. Lasă cuvântul lui Dumnezeu să lucreze în inima ta, în viața ta. Stai la izvor și cuvântul te va modela, te va prelucra. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu e tratamentul lui Dumnezeu. Aleluia! Și ce nu înțelegem noi? De multe ori lucrurile sunt atât de simple, dar tare le complicăm noi. Ascultați-mă, dragii mei. Ca să fiu un om folositor, ca să fiu un om prin care Dumnezeu să lucreze, nu trebuie să faci mare lucru decât să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Amen. Așa cum ești, așa cum se spune cântarea la tine, vine. E simplu. Nu trebuie să faci tot nimic, că El face tot. El face tot. N-avem noi ce să-i dăm lui Dumnezeu. El este începutul și sfârșitul. El este Alfa și Omega. Doamne, un singur lucru vreau, să mă pun în mâna Ta, să mă pun la dispoziția Ta, aleluia, să mă pun la picioarele Tale. Slavă Ție, Dumnezeu, te ia în mâna Lui și Tu devii un iarta Lui și Dumnezeu lucrează cu putere și Dumnezeu își proslăvește numele deodată să fie Domnul în alții. Ascultați-mă, dragii mei, așa e cu cuvântul lui Dumnezeu. Ați văzut când luați pastila, când e o pastilă din cap, să mai știu că Tu nu-i faci nimic la pastilă. Tu doar o iei, o înghiți și iar își face efectul în tine, în interior. Așa e cuvântul lui Dumnezeu. Când tu citești, când tu hrănești din cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu lucrează în tine, în inima ta, în sufletul tău, în cucerul tău. Și cuvântul te transformă, cuvântul te vindecă, te eliberează, cuvântul te dezgagă, pentru că cuvântul este puterea lui Dumnezeu. Măriți să fie Domnul! Aleluia! Să fie Dumnezeu, glorificat să fie Dumnezeu! Slavă Ție! De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să ne dea putere și biruință, să punem preț pe cuvântul lui Dumnezeu. Să prețuim cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Să ne apropiem mai mult de cuvântul lui Dumnezeu. Să avem o relație personală cu cuvântul lui Dumnezeu. Că cuvântul este acela care te poate ajuta să te păstrezi curat înainte lui Dumnezeu. Cuvântul este acela care te poate ține departe de păcatul acela. Când tu trăiești în cuvântul lui Dumnezeu, Psalmul 119 cu versetul 101, aș vrea să citesc și aș vrea să urmăriți ceea ce aveți Sfânta Scriptură. Deci așa, îmi țin piciorul departe de orice drum rău și păzesc cuvântul tău. Când tu păzești cuvântul lui Dumnezeu, când tu păzești voia lui Dumnezeu, cuvântul te ține departe de orice drum rău. Când tu trăiești în cuvântul lui Dumnezeu, când tu trăiești în voia lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu te ține departe de păcat. Te ține departe de minciună. De ce? Cuvântul lui Dumnezeu e adevărul. E adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu te ține departe de ură. Pentru că în cuvântul lui Dumnezeu găsim dragoste. Cuvântul lui Dumnezeu te ține departe de orice drum rău. Te ține departe de fățărnicie, te ține departe de lăcomie, te ține departe de curvie. De ce? Că cuvântul lui Dumnezeu e sfânt, e curat. Și când tu trăiești în cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul te ține departe. Ascultați-mă, dragii mei, aproape de cuvântul lui Dumnezeu înseamnă departe de păcat. Însă departe de cuvântul lui Dumnezeu înseamnă aproape de păcat. Oamenii care trăiesc departe de primie sunt oamenii care trăiesc aproape de păcat, dragii mei. De ce avem astăzi bisericile pline de oameni care trăiesc în păcat? Pentru că stăm departe de cuvântul lui Dumnezeu. Stăm departe de voia lui Dumnezeu. Și avem atâția oameni lacome, avem atâția oameni fățarnici, avem atâția oameni plini de răutate. Știți de ce? Că stăm departe de cuvântul lui Dumnezeu. Când stai aproape de cuvântul lui Dumnezeu, ești departe de păcat. Așa este. Dumnezeu să ne ajute, să ne dea putere și biruință. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este acela care schimbă viața și caracterul. Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu te transformă în totalitate, dragii mei.
Cuvântul lui Dumnezeu te învață cum să vorbești. Cuvântul lui Dumnezeu te învață cum să te poți. Cuvântul lui Dumnezeu te învață cum să te îmbraci. Cuvântul lui Dumnezeu te învață cum să mănânci. Cuvântul lui Dumnezeu este codul bunelor maniere. Aleluia! Cuvântul lui Dumnezeu te învață să fii bine. Cuvântul lui Dumnezeu te învață să fii sare. Cuvântul lui Dumnezeu te învață să fii o binecuvântare pentru toți oamenii din jurul tău. Trăiască Domnul! De ce nu suntem lumină? De ce nu suntem o binecuvântare astăzi? Știți de ce? Că sunt departe de cuvânt. Când e cuvântul în inima și în viața ta, tu ești lumină. Când e cuvântul în viața ta, tu ești sare. De aceea mă rog Dumnezeu să ne ajute, să ne dea putere și biruință. Să stăm aproape de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu te învață toate lucrurile. Te învață cum să te porți, cum să vorbești cu oamenii. Te învață să fii respectos, să știi să spui un mulțumesc. Să știi să stai la rând și să ai răbdare și să nu te bagi în față. Să nu vorbești urât cu ospătalul, să glumești cu el și după aceea să-i vestești Evanghelia, că nu merge. Nu merge. Cuvântul lui Dumnezeu te învață să vorbești frumos cu polițistul când te oprești. Că tu ești lumină, tu ești sar. Nu poți să-i vorbești un practic și apoi să-i vestești Evanghelia, că n-are niciun efect, dragii mei. N-are niciun efect. Cuvântul lui Dumnezeu te învață. Cuvântul lui Dumnezeu te sfătuiește și face din tine un model, o pildă. Face din tine un copil după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul, lăudați să fie Dumnezeu, glorificați să fie Dumnezeu. Aleluia. Și Dumnezeu să ne dea putere și biruință. Spunea un frate, au zis că a venit Duhul Sfânt în viața mea. Au zis, m-a învățat și cum să-mi dau păr. Că Duhul Sfânt și cuvântul te învață toate lucrurile. Deci să nu vă potriviți chipului, viacului acestui. Și cuvântul lui Dumnezeu te învață să fii diferit, să fii lumină, să fii sare, să fii o binecuvântare, îmbrăcămintea ta, purtarea ta, felul cum îți stai părul, să se vadă că ești un copil al lui Dumnezeu, să se vadă că ești un sfânt al lui Dumnezeu, nu să pare a șmeche. Avem o grămadă de pocăiți, o grămadă de tineri care pare a șmecher astăzi. Și în loc să-i spui pacea Domnului, Domnul să te binecuvânteze, îl întreb ce faci mă șmecher. Mai avem vreo afacere, mai avem ceva de făcut, de învârtit, vreun telefon de vândut să mai facem ceva bani. Dar nu poți să-i spui pacea Domnului, că arată șmeche. Dumnezeu să lucreze. Amin. Duhul Sfânt să lucreze. Aragobia sa e negălarea și adevărat. Mă rog ca sângele lui să fie peste noi în seara aceea. Aragobia sa e negălarea și adevărat. Și mă rog ca sângele lui să ne simțească. Să ne curățească, să ne elipereze. Mă rog ca Duhul Sfânt să-ți atingă inima în seara aceasta. Paragomia sa e negălatia. Și mă rog ca puterea lui, ca prezența lui, ca autoritatea lui cea mare să schimbe viața în seara aceasta. Și să poți pleca un om schimbat. Un om eliberat. Însă pentru aceasta trebuie să pui preț pe cuvântul lui Dumnezeu. Pe cuvântul lui Dumnezeu te ține voia lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne dea putere și biruință. Spunea David un cuvânt atât de minunat, a zis, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc nimic. Și înțeleg prin cuvântul acesta, dragii mei, că cuvântul are putere să mă păzească de păcat. Cuvântul are putere să-mi dea biruință asupra păcatului. Cuvântul are putere să-mi dea biruință asupra poftelor și asupra gândurilor necurate. O zis, strâng cuvântul tău, dau din inima mea, Doamne, și prețuiesc cuvântul tău, spunea unui cuvânt. O zis, când urmez poruncile tale, mă bucur de parcă aș avea toate milioanele de euro, parcă aș avea toată bogăția din lumea aceasta. Când urmez poruncile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile de cer, că cuvântul lui Dumnezeu este acela care te conduce spre cer, spre împărăție. Cuvântul lui Dumnezeu este acela care te apropie de Dumnezeu, care te face plăcut lui Dumnezeu, care te păstrează curat și neîntinat. Lăudați să fie Domnul! Onorat să fie Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. Să punem preț pe cuvântul lui. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Când tu nu ai cuvântul în inima ta, cum tu nu ai cuvântul în viața ta, ascultă-mă, nu poți să biruiești păcatul. Că ceea ce îți dă biruința asupra păcatului e cuvântul lui Dumnezeu. Când a venit diavolul să-l ispitească pe Iisus, n-a putut. Știți de ce? Pentru că Iisus era cuvântul.
și n-a putut să miroiască. A încercat în toate felurile, a încercat diavolul în toate modurile, prin toate chinurile și prin toate suferințele, dar n-a putut să miroiască, pentru că Iisus era cuvântul și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Oamenii care sunt plini de cuvânt, oamenii care sunt plini de Duhul Sfânt, trăiesc o viață plină de har. Aleluia! Glorie Domnului! Lăudat să fie Domnul! Aleluia! Lăudat să fie Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute să ne dea putere și miruință. N-a putut să miruiască. Știți care era răspunsul? Este scris. Închină-te, mi-a zis, este scris. Doar Domnului Dumnezeu să te închizi și numai Lui să-i slujești. Poruncește să se facă pâine. Mi-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Că cuvintele mele, spunea Iisus, sunt duc și viață. Slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. Cuvântul lui Dumnezeu te face un om viu. Un om plugător. Cuvântul lui Dumnezeu spune, cuvântul este un foc. Și atunci când e cuvântul în inima ta și în viața ta, tu ești un om care arde pentru Dumnezeu. În tine e un foc. Un foc de a-L sluji, de a-L onora pe Dumnezeu, de a sta de vorbă cu Dumnezeu. Și arde în tine, arde în inima ta, arde să te rogi, să postezi, să te apropii de Dumnezeu. Că cuvântul e un foc. Și cuvântul te face să arzi pentru Dumnezeu. Știi ce spunea Ieremia? O zis, ori de câte ori trebuie să vorbesc, trebuie să stric strălucie și apăsare. Așa încât cuvântul Domnului îmi aduce numai o cară și patru cură. Știi ce spune el? Deci aș vrea să tac și să nu mai vorbesc niciodată. Dar zice, un foc închis în oasele mele, caut să mă opresc și nu pot. Când ești plin de cuvânt, ești plin de foc, ești plin de jar, ești plin de pasiune, tu nu mai arzi pentru pământ. Tu nu mai arzi pentru locurile, pentru bogățiile și plăcerile lume, ci cuvântul te face să arzi pentru cer. Cuvântul te face să arzi pentru împăratul. Cuvântul te face să arzi pentru Iisus Hristos Domnul. Aleluia! Lăudați să fie Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute, să ne dea putere și amin. Amin. Să iubim cuvântul lui Dumnezeu. Strâng cuvântul tău în inima mea. Diavolul n-a putut să miruiască. Știți cine a biruit lumea? Știți cine a biruit moarte? Iisus Hristos. Și Iisus era cuvântul. Ceea ce te poate face în viața asta să biruiești lumea, ceea ce te poate face să biruiești păcatul, ceea ce te poate face să biruiești chiar și moartea, e cuvântul lui Dumnezeu. Amen. Și moartea pentru tine devine un câștig. Aleluia. Deci pentru mine a muri este un câștig. De ce? Că cuvântul lui Dumnezeu îmi dă biruința asupra morții. Slăviți să fie Domnul. Aleluia. Cuvântul lui Dumnezeu te face un om tare, un om puternic, un om care cunoști calea, dragii mei. Pentru că ascultați-mă, așa cum spuneam și mai devreme, lucrul cel mai important în viața asta e să-L cunoști pe Dumnezeu, dragii mei. Să cunoști calea, să cunoști drumul, dragii mei. Orice om are datoria aceasta de a cerceta cuvântul lui Dumnezeu, de a citi și de a trăi după cuvântul lui Dumnezeu. Cine o trăiește și o împlinește, fericit trăiește, spune cântare. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Pentru că știți lucrul care e cel mai greu. Spunea cineva la un moment dat, niște oameni din lume m-au întrebat, au zis, dar cum știi tu să ajungi în Împărăția lui Dumnezeu? Și am zis, e simplu. Zic, în zilele noastre există GPS-ul. Și chiar dacă nu știi locația, ți arată, ți indică și dacă asculți, ajungi la destinație. Zic, GPS-ul meu pentru împărăție e cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul e GPS-ul care te conduce spre împărăția lui Dumnezeu. Dacă asculți de El, dacă faci ceea ce spune El, dacă trăiești așa cum te învață El, ajungi la destinație. Lăudați să fie Dumnezeu. Amin. Dar acum vreau să vă întreb, dragi tineri, dacă GPS-ul spune să faci la dreapta și tu faci la stânga, mergi bine? Mergi bine? Dacă GPS-ul spune la a treia ieșire să părăsici sensul girator și tu zici, las că merge și la prima. Las că merge și la prima. Pe ce Dumnezeu? O zis, eu sunt calea. Și calea e aici, dragul. Aici e calea, aici e adevărul
și aici în viață. Aleluia! Și Dumnezeu să ne ajute să ne dea puterea și biruința. Aleluia! Asta e GPS-ul care te conduce spre cer, spre împărăția lui Dumnezeu. Aleluia! Aș vrea în seara asta să te cercetez, să-ți pun întrebare. Paragobia sa e neglabiașa. Da. E Duhul Sfânt prezent. Aleluia! E Duhul Sfânt care se vorbește în seara. O zi, Doamne, cercetează-mă și cunoaște-mă. Vezi dacă sunt pe o cale rea și Dumnezeu pe calea veșniciei. Hristos e prezent în seara asta și vrea să te ducă pe calea veșniciei, dragul meu. Hristos e prezent pentru tine pentru că vrea să te ierte, vrea să te elibereze, vrea să-ți salveze. Cel ce vine va veni și nu va să povi. Aragobia țai negladiava. E vremea trezirii, e vremea cercetării, e vremea întoarcerii, e vremea împăcării cu Dumnezeu. Aragobia țai negladiava. Că mundul mai este. Într-o zi totul se va sfârși. E două sâni care te întreabă în seara asta. Pe ce care ești? E GPS-ul lui Dumnezeu care te îndeamnă să mergi spre împărăție. Ți arată drumul. Pe ce drum ești? El spune la dreapta tu faci la stânga. El spune să ieși la a treia ieșire, tu ieși la a treia. Pe ce drum ești? Vreau să spun, dragul meu, în seara asta, că Biblia spune să nu minți. Și tu minți. Pe ce drum ești? Pe ce drum ești? E Duhul Sfânt care te cercetează. Când cuvântul lui Dumnezeu spune să nu clevetești. Și tu clevetești. Te întreb în seara asta, pe ce cale ești? Pe ce cale ești, dragul? Când Biblia spune să nu urăști. Și tu urăști. Pe ce cale ești? Aragobia sa e negladiașa. Aragobia si vera tu fiu de Eli! Stai la să nu fiți slavă. Să ne mulțumim cu ceea ce ne dă Dumnezeu și noi. Nu ne mai mulțumește absolut nimic. Nu mai știm să mulțumim lui Dumnezeu pentru pâine, pentru hrană. Alergăm tot mai mult pentru pământ și ne pierdem sufletul într-o zi. Într-o zi vei pleca de aici și nu vei lua nimic cu tine. Lucrul cel mai important în viața asta e sufletul. Aleluia! Care Dumnezeu ți l-a dorit. Sufletul tău rămâne vreajul. Într-o zi Dumnezeu va chema înapoi ceea ce este lui. Trupul se va duce în țărână și sufletul se va întoarce la Dumnezeu. Ce ai făcut pentru suflet? Ce ai făcut pentru suflet? Când Biblia spune una și noi facem altă. Biblia spune să ne iubim unii pe alții și noi ne certăm unii cu alții. Pe ce cale mergem pe aceea? Și ce spune Domnul Iisus? O zis, prin aceasta vor cunoaște toți oamenii. Prin ce vor cunoaște, Doamne? Să facem biserici, să facem evanghelizări, să chemăm lucrători din ăștia cu firmă mare. Prin aceasta vor cunoaște. Singurul lucru prin care vor cunoaște toți oamenii că sunteți ucenicii mei, o fiți dacă vă veți iubi unii pe alții. Își vindeau averile și ogoarele și împărțeau după nevoile fiecăruia și niciunul nu ducea lipsă de nimic și toți aveau de oste. Se rugau unii pentru alții, posteau unii pentru alții, erau toți pentru unul și unul pentru toți. Asta înseamnă ca Duhul Sfânt să lucreze, Duhul Sfânt să ne cerceteze, dragii mei. Amin. De multe ori vin biserică în adunare și te simți străin. Nimeni nu cunoaște problema ta. Nimeni nu cunoaște durerea, suferința ta. Ești bun cât ești de folos. Când nu mai ești de folos, ești bun de aruncat. Dumnezeu să ne cerceteze. Să ne dea putere și cunoșteau nevoile fiecăruia. Cunoșteau durerea și suferința și nevoia fiecăruia. Și împărțeau după nevoile fiecăruia. Lăudați să fie Domnul. Că alții au nevoie de mângâiere, alții au nevoie de împărământare, alții au nevoie de o pâine, alții au nevoie de un ban. Cunoșteau nevoile fiecăruia și împărțeau după nevoile fiecăruia.
lăudat să fie Domnul în viața noastră. Pe cei care ești dragă. Dumnezeu te cheamă să te întorci în seara asta. Dumnezeu te cheamă să te întorci la cuvânt, să te întorci la rugăciune, să te întorci în odăiță și să stai în prezența lui Dumnezeu care poate totul. E un Dumnezeu care vede nascuns și El îți va răspunde. Lăudați să fie Domnul, lăudați să fie. Fiecare dintre noi, dragii mei, suntem chemați să cunoaștem personal pe Dumnezeu, să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu personal, să nu mai fim purtați de alții, dragi. Spunea Domnul Iisus, o zis, vă rătăciți, că nu cunoașteți Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Și avem astăzi o grămadă de creștini care sunt rătăciți, care merg pe căi străine, dragii mei, care n-au putere, știți de ce? Pentru că nu cunosc Cuvântul lui Dumnezeu. Aici e tare, aici e putere. Mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos, de ce? Că ea e puterea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îți dă putere să mergi pe cale. Aleluia. Să poți să înaintezi, să poți să mergi. Când tu cunoști cuvântul. E mare har, dragii mei. De multe ori când cunoști drumul și te duci într-o locație, e atât de bine, nu așa? De atât de rău când nu cunoști drumul. Și te oprești de multe ori și întreb, auziți, cum poți să ajungi și un cutare loc? Păi mergi așa înainte, după aia faci la dreapta, mai mergi la a doua, la stânga și când te duci te trezești altundeva și te oprești și întrebi pe altul. Și zice, păi am luat-o greșit, nu este drumul, trebuie să te întorci, trebuie să o iei așa. Dacă cunoști drumul, e atât de bine. Când cunoști calea, când cunoști adevărul, când casa ta e zidită pe stâncă, când tu ai săpat, și ți-ai atingit viața în Cuvântul lui Dumnezeu și ți-ai pus viața, ți-ai pus casa, ți-ai pus familia pe Cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă vin valurile, chiar dacă vin furtunile, tu rămâi în picioare, lăudați să fie Domnul, lăudați să fie Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. Avem astăzi o grămadă de oameni. Unii spun într-un fel, alții spun într-alt fel. De cine să ascultăm? De cine să ascultăm? Dar e atât de bine, atât de frumos când cunoști calea și adevărul. Să poți să spui ca Petru din Ioan, oare se cuvine să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu? Să asculți de Cuvântul lui Dumnezeu, să rămâi un rob al lui Dumnezeu. O zis Pavel, rob nu al oamenilor, rob nu al predicatorilor, ci rob al lui Iisus Hristos Domnul. Iuda, rob al lui Iisus Hristos. Petru, rob al lui Iisus Hristos. Să fie robul lui Iisus, nu al oamenilor. Avem astăzi o grămadă de robi ai oamenilor care trăiesc după învățăturile lor și nu după Cuvântul lui Dumnezeu. Așa este. Că unul zice, mă, nu-i păcat să faci brad. Și unul zice, mă, nu-i păcat să faci brad. De cine să ascultă? De cine să ascultă? Dacă cunoști Cuvântul, când cunoști adevărul, nu te rătăcești. Că Cuvântul îți arată calea. Cuvântul îți arată drumul, dragii mei. Nu? Unul zice, mai nu-i problemă dacă facem zile o rămasă și e bine lucrul ăsta. Ce mare lucru, dar Cuvântul te învață. Cuvântul îți arată adevărul, că El e calea, adevărul și viața. Avem o grămadă de creștini de rătăciți care nu cunosc calea, care trăiesc după învățăturile la unii și la alții. Dacă cunoști drumul, când ai relație personală cu Dumnezeu, nu te rătăcești! Amin. Nu te rătăcești! Dumnezeu să ne ajute să ne dea putere și biruință în privința aceasta. Și sunt fel și fel de învățătura asta, dragii mei. Bă, nu-i păcat dacă femeia e îmbrăcată în poarta lor. Și Biblia spune altceva. Biblia spune altceva. Și sunt multe lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Sunt multe lucruri. Să deam astăzi de vorbă cu frații. Și zice că pomul acela era pomul cunoștinței al binelui și al răului. Dar v-ați gândit de ce e prima dată binele și apoi răul? Când vine diavolul, niciodată nu spune răul în față, spune bine. Deci e o martie, o floare, e un lucru bun, e un lucru frumos, să dai o floare, să faci un cadou soției tale. Dar după binele ăla se ascunde un rău, dragul meu. Și ascultă-mă, asta înseamnă închinare la idol, dragii mei. Că sunt 365 de zile într-un an și poți să-i faci cadou în fiecare zi. Dacă ești așa plin de dragoste,
dacă îți iubești soția, nu numai o dată pe an. Asta e fățărnicie. Dumnezeu să aibă milă de noi. Să ne dea putere, cuvinte, dragii mei, să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu. Să ne putem adânci în cuvântul lui Dumnezeu. Să cunoști calea, să cunoști adevărul, să cunoști viața, dragii mei. Că avem atâția învățători, avem astăzi atâția păstori care știți ce doresc să fie mulțime în adunare. Păi nu contează că e machiată, că e rușată, că e vopsită în cap, că e făcută în toate culorile, că vine cu unghiile așa. Nu contează să fie adunarea plină. Aia contează să fie adunarea plină. Și cuvântul spune și cu totul altceva. La lucrarea lui Dumnezeu nu e nimic de adăugat, nimic de sfânt. Cum te-a făcut Dumnezeu, te-a făcut perfect. Slăvit să fie Domnul. Spuneam de multe ori și o spun și aici în Logos în seara asta. Zic, niciodată n-am văzut la școală ca elevul să corecteze profesorul. Întotdeauna profesorul corectează elevul de aceea. Am ajuns noi astăzi să-L corectăm pe Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu m-a făcut blond, Dumnezeu a greșit. Și mă duc și-mi iau un tub de vărsea din asta neagră să-i arăt lui Dumnezeu că nu a făcut bine când m-a făcut. A greșit când m-a făcut și mă fac brunet. Am ajuns noi să-L corectăm pe Dumnezeu. Și în multe, multe privințe, au că dacă aveai nevoie de nu știu ce culoare pe unghie, ți-o făcea Dumnezeu de la început. Ți-o făcea Dumnezeu de la început dacă aveai nevoie. Sunt multe lucruri, dragii mei, și vă spun aceste lucruri, știți de ce? Că ne-am îndepărtat de cuvântul lui Dumnezeu și nu mai cunoaștem calea. Nu mai cunoaștem calea. Că a venit astăzi o grămadă de filosofi, o grămadă de învățați, care au atâta teologie, atâta carte în ei și-au dus biserica în rătăcire. Și noi nu mai cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Pocăința e simplă, e curată și adevărată. Lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să fim oameni simpli și smeriți. De Dumnezeu iubiți. Dumnezeu să ne binecuvânteze, dragii mei. Dumnezeu să ne dea putere și miluință. Să putem cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Dacă doriți să fiți tineri plini de putere, dacă doriți să fiți oameni plini de Duhul Sfânt, iubiți cuvântul lui Dumnezeu. Cercetați cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul are puterea să schimbe viața, să schimbe caracterul, să facă din tine un copil al lui Dumnezeu, după chipul, după asemănarea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu produce caracterul lui Dumnezeu în viața ta și te face blând și smerit ca El. Lăudați să fie Domnul, onorați să fie Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute, să ne dea putere și biruință. N-ați văzut de multe ori în mediul în care trăiești, aceea e achip în tine. Lucrul în care trăiești, ăla e achip în tine. Când iubești lumea și toată ziua ești cu lumea, se vede pe fața ta, pe înfățișarea ta, chipul lumii. Dacă trăiești în cuvântul lui Dumnezeu, deci e ferice de omul care cugetă zi și noapte la legea lui. El este ca un pom sădit de un sfor de apă vie care își dă rodul la vremea lui și a căror frunze nu se vestejesc. El tot ce începe duce la bun sfârșit, el merge din putere în putere. Și atunci când cuvântul e în viața ta și în inima ta, atunci pe ființa ta se vede ce? Chipul lui Hristos. Aleluia! Chipul lui Hristos. Amin. Dumnezeu să ne dea putere, să ne dea biruință, să ne ajute Dumnezeu să iubim cuvântul, dragii mei. Să fiți aici tineri, e o seară de tineri. Ascultați-mă, dragii mei. Atâția tineri au plecat din viață. La noi în sat au plecat foarte mulți tineri. 18 ani, Naomi, 20 de ani, Rebecca, o altă tânără, 21 de ani, au rămas 4 copii în urmă. O altă tânără, au murit 24 de ani. Pleacă tinerii din viață și Dumnezeu transmite un mesaj, știi care? Că Dumnezeu îi stăpân peste viață. Nu tu ești stăpân peste viața ta, nu eu sunt stăpân peste viața mea, că cel ce dă viața și cel ce ia viața îi Dumnezeu în cerul. El stăpânește, El împărășește. Maragomia ține la viața. Vreau să spun în seara asta, dragul meu, că viața nu-i decât un timp dat de Dumnezeu. Și știți care e lucrul cel mai important? Nimeni nu cunoaște timp. Vreau să te întreb în seara asta. Cunoști cât timp ai la dispoziție? Cunoaște cineva din viața asta? Nimeni dintre noi nu cunoaște timpul. La alții s-a dat 18 ani, la alții s-a dat 16 ani. Pentru alții au fost 21 de ani.
Nimeni nu cunoaște timpul, dragii mei, că viața nu-i decât un timp. Viața nu înseamnă bani, nu înseamnă averi, nu înseamnă distracții, nu înseamnă jocuri de noroc, viața nu înseamnă bani, femei și băutură. Nu asta înseamnă viața. Viața în adevăr și în realitate nu-i decât un timp dat de Dumnezeu. Și în timpul acesta lucru cel mai important este să salvezi sufletul. Căci El folosi unui om să câștige tot pământul dacă își pierde sufletul. Nimeni nu știe când pleacă din viață, dragii mei. De multe ori noi tinerii, mă pun și eu în rândul vostru, noi tinerii avem impresia de multe ori, mai am până la 50, mai am până la 60. Cine ți-a spus minciunea asta? Îți spun eu, diavol. Și ce spune Biblia, nu vă lăudați cu ziua cu mâine. Vreau să te întreb, ce te faci dacă în seara asta ți se cere suflet? Ești pregătit să pleci. Cum ți-e inima, cum ți-e viața, te întreabă Duhul Sfânt. Aleluia. Cum e relația ta cu Dumnezeu, cum trăiești cu Dumnezeu. Paragobia ți-a integrat viața lui Dumnezeu. Umbli în voia, umbli în calea lui Dumnezeu. Paragobia ți-a integrat viața lui Dumnezeu. Ți-e inima curată, ți-e sufletul, ți-e bugetul curat. Hristos e prezent în adunare și Hristos vrea să te ierte. Hristos vrea să te elibereze. Hristos vrea să te ridice. Hristos vrea să te înțelegi. Hristos vrea să te asume. Paragobia ți-ai negrat iama. Te e sincer în seara asta. Și îți deschizi inima larg. Hristos deschide cerul pentru tine în seara asta. Paragobia ți-ai negrat iama. Poate ultima chemare, poate mâine nu mai ești. Paragobia ți-ai negrat iama. Nu știm cine e următorul care trebuie să plece. Poate sunt eu, poate ești tu. Hristos îți dă șansa în seara asta să te poți pregăti, să te poți mărturisi, să te poți împăca. Hristos te cheamă în seara asta, dragul meu. Am vrea să ne ridicăm în picioare.